Slavim pe Dumnezeu pentru încă o nouă seară, o nouă zi în care putem să stăm în fața Cuvântului Lui Dumnezeu și să vedem ceea ce Dumnezeu dorește de la noi individual și de la noi ca și biserică. Vă aș să aveți deschise Sfintele Scripturi la Faptele Apostolilor, capitolul 2. Vom parcurge acest capitol împreună. Este un capitol extraordinar, excepțional, pentru că descrie în temerea Bisericii Domnului nostru Iisus Hristos, biserică din care și noi facem parte, descrie într-un fel începutul lucrării lui Dumnezeu într-o nouă fază istorică. Și în această seară aș dori să vă vorbesc despre lucrarea uitată și neglijată a Duhului Sfânt. Lucrarea uitată și neglijată a Duhului Sfânt. Și ce este uimitor la noi oamenii și în același timp și trebuie să ne deschidă ochii să vedem viclenia satanei. Sunt lucruri atât de evidente în paginile Sfintei Scripturi pe care noi oamenii le trecem cu vederea. Și sunt lucruri minuscule, obscure, în umbră, pe care noi le scoatem și le umflăm și le împopoțonăm și încercăm să le fluturăm înaintea tuturor și sunt fără foarte mare importanță. Cam asta cred eu că se întâmplă cu lucrarea Duhului Sfânt. Sunt lucruri la propriu izbitoare în cuvântul lui Dumnezeu, care arată ce înseamnă cu adevărat lucrarea Duhului Sunt în epoca bisericii, în noul testament, în noul legământ. Și sunt lucruri care au fost rânduite Dumnezeu pentru o anumită perioadă și oamenii încearcă să toți și să inventeze și să facă tot felul de lucruri care nu fac niciun fel de cinste lucrării lui Dumnezeu, bisericii și așa mai departe din nou aș vrea să fac o recapitulare. Regenerarea, nașterea din nou, este înnoirea pe care Duhul Sfânt o face în noi. În momentul regenerării, primim și Duhul lui Dumnezeu în noi. Da? El intră în ființele noastre să ne locuiască. Când Duhul Sfânt intră în noi și ne naște din noi și locuiește în, nou, în noi și face din trupurile noastre templele lui Dumnezeu, El ne dă o încredințare că suntem al lui Dumnezeu pentru totdeauna prin lucrarea de pecetluire a Duhului Sfânt. Asta este pecetluirea cu Duhul Sfânt. Deci ne-a pecetluit trupurile pentru ziua răscumpărării. Este prin această pecete pe care ți-o dă, adică Dumnezeu să dă pe sine nouă, ne dă cel mai mare lucru care ne-l poate da, adică pe sine însuși, ca să avem siguranța că dacă ne-a dat totul, ne va da ceva mai mic care este împărăția lui. Da? Nu există nimic mai important decât Dumnezeu. Dumnezeu ni s-a dat pe sine și dacă ni s-a dat pe sine, înseamnă că avem absolut tot. Asta este lucrarea de pecetluire. Când Duhul Sfânt ne pecetluiește trupurile noastre prin prezența Lui, ca să avem încredințarea fermă, fără niciun fel de dubiu, da? că suntem mai Lui Dumnezeu, că suntem mai Lui și vom fi răscumpărați de, la, de, El la final. Și că în acest proces de perseverare, de sfințire, în ciuda căderilor noastre grave, cum spunea Festus Homius, în Miercuri, da? în ciuda căderilor noastre grave, în ciuda slăbiciunilor noastre, în ciuda luptei dintre fire și duh, datorită acestei pecete Dumnezeu ne asigură că ne va duce până la capăt. Botezul cu Duhul Sfânt, pe de altă parte, vedem în Cartea Faptelor Apostolului, în cele patru evenimente, este luarea unui grup de indivizi și alăturarea, încorporarea acelui grup de indivizi în trupul Domnului Isus Hristos. În Domnul Isus Hristos, da? ne încorporează, ne adaugă, ne pune în Domnul Isus Hristos, ne unește în Domnul Isus Hristos pentru totdeauna. Este un alt argument pentru păstrarea Sfinților în har până la capăt. Că Domnul Isus Hristos și trupul Domnului Isus nu va avea ciunt în cer. Să fiți 100% sigur de asta. Mie mi se pare asta una dintre cele mai blasfemiatoare imagini. Să-ți imaginezi în capul tău că trupul Domnului Isus Hristos va avunge ciund că unul sau altul nu știu ce a făcut și s-a pierdut. Departe de noi gândul acesta, da? Asta este botezul cu Duhul Sfânt. A luat evrei, i-a pus în trupul Domnului Isus. A luat neamurile, le-a pus în trupul Domnului Isus. A, a luat samaritenii, i-a pus în trupul Domnului Isus Hristos. A luat uh, ucenicii lui Ioan, i-a pus în trupul Domnului Isus. O luat până și românii. Și a pus în trupul Domnului Isus. Da? Asta este botezul cu Duhul Sfânt. Aducerea, încorporarea acestor categorii de oameni în trupul Domnului Isus Hristos. Umplerea cu Duhul Sfânt sau plinătatea Duhului Sfânt Nu este nici înnoirea care se face în regenerare sau nașterea din nou Nu este nici încredințarea pe care o primim prin pecetulirea Duhului Sfânt Nu este nici incorporarea care are loc prin botezul cu Duhul Sfânt Umplerea cu Duhul Sfânt este o împuternicire Adică unul care este deja în trupul Domnului Iisus Unul care este deja înnoit, Unul care este deja îndreptățit înaintea lui Dumnezeu, justificat. Unul care are deja iertarea păcatelor, care este deja mântuit, primește putere de la Dumnezeu ca să trăiască în sfințire și ca să slujească trupul Domnului Isus. Da? Asta este împuternicirea sau plinătatea Duhului Sfânt. Veți vedea în predicile pe care le ascultați că oamenii nu fac distinția între primirea Duhului, botezul Duhului, pecetluirea Duhului, plinătatea Duhului. Pentru că în aceeași predică, referindu-se la aceeași lucrare a Duhului, sunt folosește toate expresiile astea, care sunt diferite. Biblia vorbește despre ele, le tratează specific, separat și ele înseamnă lucruri diferite. Știți de unde provine confuzia? Confuzia provine din faptul că anumite categorii de oameni le-au experimentat pe toate odată. De exemplu, ucenicii în fapte 2. Vă întreb pe dumneavoastră, când au primit Duhul Sfânt? Da? Când au crezut în fapte 2, au primit Duhul Sfânt. Când au fost botezați cu Duhul Sfânt. În fapte 2. Când a coborât Duhul Sfânt și a înființat biserica. În aceeași experiență, da? Duhul Sfânt a făcut toate lucrările alea atunci. Le-a făcut toate lucrările alea atunci. Și sunt expresii pe parcursul pasajului diferite. A vărsat Duhul Sfânt, s-a pogorât Duhul Sfânt, s-a umplut de Duhul Sfânt, da? Promisiunea că vor fi botezați cu Duhul Sfânt și unii zic, a, toate înseamnă același lucru. stai, stai, stai puțin. Faptul că mai multe lucruri se întâmplă în același eveniment nu înseamnă că sunt același lucru. Și în epistole avem explicate, la rând, toate aceste diferențe: ce este primirea Duhului, botezul Duhului, plinătatea Duhului, da? pecetluirea Duhului, ni se arată această lucrare extraordinară a Duhului Sfânt. În această seară, haideți să vedem care este lucrarea uitată și neglijată a Duhului Sfânt. Ne uităm în Fapte, capitolul 2. Da? În ziua 50.000 toți erau la un loc, s-a coborât Duhul Sfânt acolo și lucru uimitor pe care eu îl văd la oamenii aceștia, când descrie experiența coborârii Duhului, primirii Duhului, botezului Duhului, când descrie această experiență, o descrie din trei perspective. Din perspectiva autorului, care este Luca, el spune cum s-au întâmplat lucrurile. El nu trage concluzii teologice, Luca. Da? Din perspectiva audienței, și apoi prezintă perspectiva apostolului care la propriu face o exegeză a experienței respective. Fapte 2 e prezentată din trei, unghiuri, din trei perspectivă. Autorul care scrie cartea, audiența da? și apostolul Petru. Haideți să ne uităm cum, care este primul aspect care cred eu că este neglijat astăzi în ce privește lucrarea Duhului Sfânt. Primul lucru care se întâmplă, toți s-au umplut cu Duhul Sfânt și au început să, să vorbească să aibă o mărturie. Mărturia lor, repet, ca dimineață, nu era o mărturisire a Evangheliei, ci era o închinare, o laudă. Da? Vesteau, spuneau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt, de a ne deschide ochii inimii și de a fi fascinați de lucrările, de binecuvântările pe care ni le dă Dumnezeu. De aceea Apostolul Pavel când își scrie epistole, vedeți că începe uh, uh, închinându-se. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Isus Hristos care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări cerești în locurile cerești în Hristos Isus. El ne-a ales înainte de întemeierea lumii. Oh, ăștia zic, stai, 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 să discutăm lucrul ăsta. Pavel să închină. Pavel să închina când făcea teologie, înțelegeți? Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Și după ce prezintă bine în Efeseni 1, Pavel încheie cu o rugăciune și zice și mă rog ca să primiți un duc de iluminare și de cunoaștere a acestor lucruri. Că altfel facem filozofie, altfel facem politică pe cuvântul lui Dumnezeu. Când oamenii aceștia au fost luminați de Duhul Sfânt, oamenii aceștia au început să aibă o mărturie publică prin închinare. Nu le-a mai fost frică, n-au mai stat în spate. Nu s-au mai gândit, dar cum să spunem, dar ce să facem? Aceasta este lucrarea Duhului Sfânt. Acesta este primul test al plinătății Duhului Sfânt într-un om. Dacă el poate să aibă o mărturie publică înaintea oamenilor. Ei nu s-au zis, stai așa că ăștia sunt evrei aici. Păi ne aducem aminte cu puțin timp în urmă că l-au omorât pe Domnul Isus Hristos și uite ce au făcut și pot să facă și cu noi asta. Stai, 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 hai să fim toleranți, să fim liniștiți, că aici e religia iudaică, noi suntem creștini, noi suntem diferiți de ei. Să nu tulburăm, să respectăm fiecare religie cu Dumnezeu ei și cu teoria ei. Nici vorba de așa ceva. Oamenii au ieșit în public și au vestit pe Domnul Iisus Hristos. Au vestit lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Uitați-vă la reacția mulțimii. Lumea s-a adunat. Într-un anume sens să știți că se întâmplă lucrul acesta în jurul creștinilor plini de Duhul Sfânt. Nu în jurul creștinilor nominal. În jurul creștinilor plini de Duhul Sunt Oamenii s-a îndură. Oamenii... Sunt cremeniți la un moment dat, zice, a rămas încremenită. Versetul 7. Toți se, mirau și meni, se min, tot se, mirau și se minunau. Când un creștin este plin de Duhul sunt oamenii să mire că e ceva deosebit acolo. Vedeți, este o, o mărturie publică a transformării acestor oameni. Versetul 8 zice, i-auzim vorbind. Deci nu există mutulică plin de Duhul Sfânt. Dați-mi expresia dacă vă deranjează. Nu există mutulică plin de Duhul Sfânt. Da? Mi-e rușine, nu mă sfie. Nu, nu există așa ceva. Nu. I-auzim, auziți. Oamenii din jur îi auzim. Pot să spună oamenii din jurul nostru despre noi că ne aud, nu vă nu înjurând, nu discutând tot felul de lucruri pe care trebuie să le discutăm într-un moment sau altul, ci să ne audă vorbind, versetul 11 re repetă, îi auzim vorbind limbile, în limbile noastre lucruri minunate ale lui Dumnezeu. Satan a inventat el filozofia asta, teoria asta, că, domnule, cu faptele, să mărturisim cu faptele. La 50 mi nu îmi spune că mărturiseau cu faptele, nu îmi spuneau, uite, la dragostea mea, la faptele noastre bune. Asta trebuie să fie, da? Asta trebuie să companieze vorbirea noastră. Când au fost un plus cu Duhul Sfânt, au început să vorbească. Domnul Iisus Hristos tocmai asta spune. Veți primi o putere când se va pogorâ Duhul Sfânt și veți fi marturi. Domnule, veți vorbi. Se va auzi lucrul acesta. Versetul 12. Toți erau uimiți. Domnule, erau uimiți. S-a produs o transformare acolo. Și nu știau ce să creadă. Lucrarea Duhului Sfânt nu poate să fie înțelesă, înțeleasă în esența ei de omul necredincios. Alții își băteau joc. Și nu niciun fel de probleme cu asta. Și asta este o autentificare a lucrării Duhului Sfânt. Dar să nu crezi că își băteau joc că se întâmplă ce se întâmplă în unele cercuri carismatice. Să țipau ăștia pe jos, pe acolo, își dădeau ochii peste cap, tremurau, să învârteau. Nu de asta. Deci nu de asta își băteau joc de ei. Ci pentru că vorbeau în alte limbi. Adică cretanul auzea pe unul vorbind în cretană, dar nu înțelegea toate limbile de unde veniseră oamenii ăștia. Da? De asta spuneau că, că sunt beți și își băteau joc de ei. Deci primul, primul, aspect care este foarte neglijat astăzi în privința lucrării Duhului Sfânt este această, acest semn al plinătății Duhului Sfânt care este mărturia publică. Mărturia publică. A, putem să ne găsim o jucărie din asta experiențială cu care să ne lăudăm. Mă, voi ați primit Duhul Sfânt? Auzi, tu ai vorbit în limbi? N-am vorbit. Zero. Bă, dar e un om sfânt. Zero. Evanghelizează pe alții. Zero, domnule, n-ai vorbit în limb, zero. De ăsta nu jură ca tine, nu curvește ca tine, nici nu contează asta, n-ai Duhul Sfânt, ești pierdut, tată. Cum adică n-am Duhul Sfânt? Băi, vorbit în limbă nu. Am încheiat discuția. Nu asta se vede aici. Știți, când vă gândiți, și când vă gândiți la, când vă gândiți la semnul vorbirii în alte limbi, întotdeauna să înțelegeți când acest semn al vorbirii în limbi este o carcasă și este o substanță. Carcasa sunt limbile astea străine care s-auzeau. Întrebați-vă întotdeauna, care a fost substanța vorbirilor? Ce au vorbit oamenii ăștia, domnule? Oamenii sunt interesați că a fost un, un fenomen supranatural. Că alții au putut să vorbească o limbă pe care n-au învățat-o niciodată. Dar mai fost ceva supranatural acolo, care să transmite în toate viacurile din acest eveniment al vorbirii. Adică mărturisirea lucrurilor minunate ale lui Dumnezeu, indiferent de limba în care faci lucrul acesta. Asta este substanța. Asta este esența acelui semn. Asta este esența acelui semn. Oamenii vor carcasa. Oamenii vor carcasa și nu există, ascultați-mă, nu există om care să poată dovedi care vorbirea în limbi de la cinzecime. Nu există om. Nu există. Dacă există, să vină să ne arate lucrul acesta. Din milioanele de oameni care pretind că sunt... Noi vrem să fim botezați cu Duhul Sfânt ca în fapte 2. Ok, vrei să fii și spui că ai fost botezat cu Duhul Sfânt ca în fapte 2. Arată în vorbirea în limbi din fapte 2. A zice, noi avem vorbirea în limbi din Corint, aia neînțeleasă. Stai puțin. Deci dacă vrei experiența din fapte 2, trebuie să-mi arăți și semnele din fapte 2. nu poți să învârți lucrurile și să le zăpăcești așa cum vrei tu, da? Plus că textul din Corinteni trebuie interpretat în context propriu și se vede că nu se referă la ce spun unii oameni, că au ei vorbiri îngerești sau așa mai departe. Nu știu, unii bolboresele lor m-aș mira să fie vorbirile îngerește. Adică mi-ar oferi o părere foarte proastă despre îngeri și despre capacitatea lor intelectuală, credeți-mă. Da? Bun, al doilea lucru, care este arătat aici ca un semn al lucrării Duhului Sfânt, este slujirea lui Petru. Pe mine mă uimește Petru. Știți, Petru a fost foarte convulsiv, așa, totdeauna a sărit înainte cu gura, a fost ca în slobol la gură, nu se gândea, nu medita, știți cum, cum este el. Totuși, Dumnezeu îl alege pe el să fie pilonul, să fie gura, megafonul în ziua cinzecimii. Da? La fel cum a sărit cu gura și a spus prostiei. La fel cum a sărit cu gura și s-a lepădat de Domnul Isus Hristos și la un moment dat s-a blestemat de moarte. Că nu îl cunoaște pe Domnul Isus Hristos, s-a jurat, nu știe nimic absolut de el. În câteva săptămâni nu face Petru, nu că ar fi rău lucrul acesta, școală teologică. Nu face, nu de nici masă, nici doctoratul, ci Petru este umplut cu Duhul Sfânt. Și efectul imediat al umplerii cu Duhul Sfânt, auziți ce spune versetul 14. Atunci Petru, acolo erau mulți oameni, da? 3.000 de oameni s-au pocăit în ziua. Erau mulți oameni. Petru s-a sculat în picioare. Nu mai imaginați o Petru se ridică în picioare. Petru care s-a codit, pentru care s-a temut de o slujnică, pentru care a ieșit afară și a plâns pentru păcatul pe care l-a făcut pentru trădarea lui și lepădarea lui. Acum se ridică în picioare. Are curaj, are îndrăzneală. De unde vine lucrul acesta? Din plinătatea Duhului sunt câți oameni vor să fie așa? Câți oameni vor să aibă curajul ăsta? Câți oameni vor să aibă îndrăzneala asta, la Petru? Din codaș, din fricoș, din oameni care să leapă, din oameni care să ascund, să fie unul care să poată să ridice în picioare și a ridicat glasul. Mai degrabă vroia să-și ascundă glasul înainte. Să nu-și dea seama cine este, dar și-a dat seama cine este. Că este un galilean, ca un vlac cu Domnul Iisus Hristos. Și-a ridicat glasul, are curaj să vorbească acum. Și au zis ce spune. Bărbați, de și voi, toți cei care locuiți în Ierusalim, să știți lucrul acesta. De unde are, domnule, convingerea asta? Ce înainte nu știa cine este Domnul Isus, Nu ne-a spus Domnul Isus clar cine este El? De unde are Petru curajul ăsta să arate spre ei și să spună să știți, vă spun ceva cu toată convingerea, sunt 100% sigur de lucrul acesta. De unde? Convingerea aceea, îndrăzneala aceea, puterea aceea, libertatea aceea a vorbirii venea din plinătatea Duhului Sfânt pe care Petru a primit-o. Câți vor lucrul acesta? Vreți să ne rugăm pentru Duhul Sfânt? Ca să-ți dea ce? Asta? Oh, vreau să mă rog și eu cu tine pentru asta. Sigur, deci cheamă-mă că vin, nu e niciun fel de problemă în privința asta. Și apoi, vreau să vă arăt al treilea lucru. Spune Scriptura, oamenii aceștia nu sunt beți, cum vă închipuiți voi, că și nu este decât al treilea ceas din zi. Și începe Petru să citeze și să explice cuvântul lui Dumnezeu. Și aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel. Vedeți pe Petru că se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți pe Petru care uh, justifică și explică experiența aceea prin cuvântul lui Dumnezeu. Aduceți-mi cele mai grozave experiențe care există în lumea asta și nu mă interesează nimic cu privire la ele dacă nu pot fi justificate, explicate foarte clar cu cuvântul lui Dumnezeu. Ați înțeles ce spun? Poate să fi dus unul în cer, în iad, în locuința morților, sub pământ, unde vrea el să fi văzut orice, să fie experimentat orice? Nu mă interesează. Mai ai văzut clipul ăla de pe YouTube? Nu mă interesează. Poți să-mi dai un verset pentru experiența asta sau nu? Poți să-mi dai un text din Sfânta Scriptură, nu obscur, clar, care să justifice experiența aia, dar spune că o că o văzut, că nu știu unde a fost. Nu mă interesează. Petru poate să spună, aceasta este ce a spus profetul Ioel. Nu sora Vetuța, Mă ați înțeles? Asta e ce a spus profetul Ioel. Pe mine mă interesează ce a spus Dumnezeu. Și el egalează ce a spus profetul Ioel cu ce a spus Dumnezeu. În zilele de pe urmă zice Dumnezeu. Pe mine asta mă interesează. A spus Dumnezeu ceva cu privire la lucrul acesta, dacă nu a spus nici pe mine nu mă interesează. Păstrați-vă pentru voi experiențele astea care sunt mai degrabă vrăjitorești și oculte. Care n-au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu. Experiențele care n-au nicio treabă cu cuvântul lui Dumnezeu nu mă interesează și n-ar trebui să vă intereseze nici pe dumneavoastră. Dar aminte să te simți vreodată în inferioritate că n-ai avut un nu știu ce treburi din asta, da? Deci stați, stați liniștiți. Petru justifică cu cuvântul lui Dumnezeu. Petru cunoaște cuvântul lui Dumnezeu. Petru se raportează la cuvântul lui Dumnezeu. A, ah, zice, e un frate din asta, zice, mai ai avut o predică excepțională, am văzut că n-ai nici schiță, zice. Mă, dar tu ai, tu ai primit Duhul Sfânt. Mă, acum cine crezi că satana m-a pus să predic din Biblie? Cine crezi că îmi dă lumină? Diavolul mă luminează să fac exegeză, să aplic o hermeneutică corectă în Sfintei Scripturi, să predic cuvântul lui Dumnezeu. Da, da, dacă... Îți mai lipsește ceva, știi? Îți mai lipsește un singur lucru, zic ei. Îți mai lipsește un singur lucru. Vedeți în textul acesta, când Duhul Sfânt vine peste Petru, Duhul Sfânt îl călăuzește pe Petru în cuvântul lui Dumnezeu. Și vedeți repetat lucrul acesta în partea a doua când începe să evangelizeze. În prima parte explică coborârea Duhului Sfânt, în al doua parte începe să evangelizeze și să vorbească despre Domnul Isus. Și când vorbește despre Domnul Isus Hristos, în versetul 25 el spune că își da vizice despre el. Și începe să citeze din psalmul 16 ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu niciodată nu o să te ducă departe de Sfânta Scriptură. Și este interesant că cei mai ahtiați oamenii după așa zisa lucrarea Duhului Sfânt sunt foarte analfabeti în ce privește Cuvântul lui Dumnezeu. Îți spune ăștia, ăștia cu studiu biblic, noi suntem cu Duhul Sfânt. Să o crezi tu asta? Deci dacă tu îmi spui că Duhul Sfânt te face prost și ignorant și te ține într-o stare de imbecilitate spirituală, da? De analfabetism spiritual, da? Dacă, te face, dacă tu îmi spui că Duhul Sfânt te face anti-exeget, anti-citirea Sfintei Scripturi, anti-studiu, dacă îmi spui tu că Duhul Sfânt după 20 de minute de predicare te face să fii obosit, plictisit și spune, mă, o vă omoară, dar Duhul dă viață. Dacă asta e teoria ta, să știi că n-ai primit și nu ai Duhul Sfânt. Pe Petru Duhul Sfânt l-a călăuzit în cuvântul lui Dumnezeu. Vă întreb, câți oameni din ăștia sunt astăzi? Dar când am primit Duhul Sfânt, de cât am fost un cu Duhul Sfânt, am o dragoste extraordinară pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Cât oameni din ăștia sunt? Când habar nu aveam ce cu mine și Dumnezeu m-a născut din nou și habar nu aveam ce se întâmplă cu mine, credeam că s-o leacă dus cu pluta, lucram într-o piață publică și vindeam legume. Și aveam o Biblie pusă în fața acolo și nu mă interesa de nimeni și citeam cărți întregi pe zi. Așa foamea a pus Duhul lui Dumnezeu în mine. Și nu voi lăsa pe nimeni să-mi jefuiască experiența adevărată, autentică cu Duhul Sfânt, spunându-mi că a, asta nu contează, am eu altceva care tu nu ai. Nu, asta face Duhul lui Dumnezeu. Duhul lui Dumnezeu ne leagă de Cuvântul lui Dumnezeu. Citiți peste tot în Sfânta Scriptură unde vedeți, sabia Duhului este... Sabia cui? A Duhului. Este? Cu ce te face Duhul să lupți? Domnul Iisus a dus plin de Duhul în pustie. Și de fiecare dată când e ispitit, citează... Cuvântul lui Dumnezeu. El știa cuvântul lui Dumnezeu. Nu aștepta să nu știți că, să nu credeți că Domnul Isus și ceilalți apostoli și ucenicii care erau plini de Duhul Sfânt așteptau ceva revelație. Fiți atenți, eu n-am citit niciodată ce a spus profetul Ioel că eu sunt plin de Duhul Sfânt și n-am nevoie de lucrul ăsta, dar vă spun eu ce a spus profetul Ioel. Nu! Petru știa pe de ce a spus profetul Ioel. Petru știa pe de ce a spus David în psalm. Învățase lucrurile acestea pe le știau pe din afară. Pricepeți care este voia lui Dumnezeu. Nu vă îmbătați de vin, ci fiți plini de Duh. Prima dată spuneți să pricepe că este voia lui Dumnezeu. Și după aceea suntem umpluți de Duh. Că Duhul să ne umple ca să ne explice cuvântul lui Dumnezeu, ca să trăim conform cu cuvântul lui Dumnezeu și să mărturisim cuvântul lui Dumnezeu. Niciodată Duhul să nu ne duce departe de Scriptură, să știți. Niciodată. Și este, la, vă spun, curios lucrul ăsta. Că oamenii care pretind că sunt cel mai, cel mai îndrăgostit de Duhul Sfânt și celebrează pe Duhul Sfânt și experimentează pe Duhul Sfânt, sunt foarte neglijezi cu Sfânta Scriptură. Și vă spun, n-am niciun fel de îndoială. Nu au parte de lucrarea Duhului Sfânt. Mulți dintre ei sunt născuți din nou, dar ignoranță, dar o mare parte dintre ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu la propriu. N-au nicio treabă. Apoi, uitați-vă că Duhul lui Dumnezeu atrage atenția spre Domnul Iisus Hristos. Deci, oamenii aceștia nu sunt beți, citează pe Ioel, nu oferă niciun fel de explicație, spune asta e ce a spus Ioel și începe la versetul 22 să-l predice pe Domnul Isus Hristos. Uitați, extraordinar, la versetul 22 până la versetul 36, cea mai mare parte din predica lui Petru este despre Isus Hristos. Principiu. Simplu, banal, de la cinzecime. Noi vrem fapte 2. Uite, de la cinzecime la fapte 2. Când Duhul sunt a coborât peste Petru, Petru a atras atenția oamenilor asupra, nu celor care erau în plus cu Duhul Sfânt, nu asupra vorbirii în limbi, nu asupra euforiei, nu i-a spus, întrebați pe oamenii ăștia ce simt. Nu vreți să aveți voi ceva senzații din asta tari? Uite, voi sunteți evrei de atâția ani, sunteți așa ca mol, cum parcă sunteți niște baptiști. Mă, întrebați pe ăștia, că ăștia sunt carismatici, ăștia simt, două puterea Duhului. Nu vreți să voi așa ceva? Nu asta spune Petru. Nu asta spune Petru. Petru atrage atenția spre Domnul Iisus Hristos. Ăsta este semnul, a spune, semnul esențial al primirii și al plinătății Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt îl face real pe Domnul Iisus Hristos în viața noastră. Veți primi o putere și îmi veți fi martor. Cui e? Mie, Domnul Isus Hristos. Asta spune Domnul că se va întâmpla că vor primi Duhul Sfânt. Și Petru vorbește despre faptul că Domnul Iisus a fost probat de Dumnezeu, auziți pe Iisus din Nazaret, versetul 22, o adevăr sau probat de Dumnezeu înaintea voastră, vorbește despre predarea Domnului Iisus Hristos pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, au că a fost ucis în suveranitatea lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu. Așa a fost sfatul lui Dumnezeu. Vorbește despre puterea Domnului Isus, dar Dumnezeu l-a înviat dezlegându-i legăturile morții pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. Imaginați-vă moartea că nu putea să-l ține pe Domnul Isus acolo. era viața însăși Domnul Isus Hristos. Da? Vorbește apoi despre primirea Domnului Isus Hristos în slavă și acum odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu. Vorbește despre promisiunea pe care a primit-o Domnul Isus și a primit de la Tatăl făgăduința sau promisiunea Duhului Sfânt a turnat ce vedeți și auziți. Duhul Sfânt este dat de Domnul Isus Hristos. ce centrează toată predica lui în jurul Domnului Isus Hristos. Apoi vorbește despre proslăvirea Domnului, înălțarea Domnului, poziția Domnului. Căci David nu s-a suit în cerul, ci el sigur zice, Domnul a zis, Domnului meu șez la dreapta mea, până ce voi pune pe vrășmașii tăi sub picioarele tale. Să știe bine, dar toată casa lui Israel că Dumnezeu a făcut Domn și Hristos pe acest Iisus pe care l-ați răstignit voi. Asta face Petru. Duhul lui Dumnezeu ne atrage, ne îndrăgostește, ne leagă de Domnul Iisus Hristos. Îl pune pe Hristos în inimile noastre, în mintea noastră și îl pune pe Hristos pe buzele noastre. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Și asta este foarte neglijat astăzi. Oamenii au ajuns să proslăvească, să celebreze, să discute, să scrie tratate, dizertații, cărți, explicații, justificări, experiențe cu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt atrage atenția asupra Domnului nostru Isus Hristos. Asta s-a întâmplat la 50 -me. Acum, mai observați un lucru aici. Ce spune Petru la versetul 22 și 36 despre Domnul Isus este de fapt o evangelizare. Eu nu știu dacă am auzit vreodată o predică de evangelizare din textul ăsta, nu știu dumneavoastră. Că cineva care evangelizează sau pregăti o predică de evangelizare zice, mă, ok, dar numai să spun despre Domnul Isus că s-a întrupat, că a trăit, că a făcut minuni, că a murit, că a înviat, că s-a înălțat, că a primit Duhul Sfânt și că l-a dat ce evanghelizare e asta? Dar uitați-vă la efect. După ce au auzit aceste cuvinte, au rămas străpun și în inimă. Interesant. Asta este evanghelizarea. Duhul Sfânt oferă, trasează un tipar de evanghelizare. Citiți și Fapte 3, citiți celelalte mesaje de evanghelizare. Toate se centrează în persoana Domnului Isus Hristos. Duhul Sfânt prezintă un Hristos adevărat. Sunt mulți Hristoși falși în lumea asta. Hristos profețește. Vor veni mulți Hristoși mincinoși. Asta trebuie să vină mulți cristoși mincinoși că predicați predicații de la învoane. Un Hristos care se rezolvă nu știu ce probleme, un Hristos care te vindecă, un Hristos pe care îl primești ca mulțumire, un Hristos care te ajută să fii moral, un Hristos care te ajută să fii mai bun, un Hristos care îmbunătățește viața noastră. Nu ăsta e Hristosul pe care îl predică Petru. Petru predică un Hristos care a venit să făurească, să lucreze mântuirea noastră. Un Hristos care apoi s-a ridicat la Tatăl, a autentificat de Tatăl și a trimis Duhul Sfânt. A trimis Duhul Sfânt ca să ajute biserica să trăiască cum vrea Dumnezeu și să mărturisească mesajul Evangheliei. Ăsta e Hristosul pe care îl predică Petru. Și ăsta este Hristosul pe care vine Duhul Sfânt să-L autentifice strepungând inimile oamenilor. Dacă vrem să vedem rezultatele lor, trebuie să predicăm pe Hristosul ăsta. Așa cum l-au predicat apostolii. Vă spun, rar la aud așa predica pe Hristos. Foarte rar. Foarte rar. Și acum vreau să vă, să vă mai arăt un semn. O chemare a Evangheliei pe care Duhul Sfânt o lucrează. Petru nu spune, mă apropii băieți de la, băieți de, cum zic de la stații și închinare, trupa. Așa. Mă apropii, fiți atenți că acum la ultimele versete, da? pe, pe, pe persoana Domnului Iisus, pa, 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 că încing atmosfera ușor, așa, piano, da, da, Petru, bun, bun, băieți, băgați, băgați, băgați așa ușor. Și pentru și Dumnezeu, acum este ultima chemare! Băieții ea de la balcon, mă auziți? Și să înceapă cu o manipulare din asta psihologică, să manevreze sentimentele oamenilor ca să-i facă să se decidă pentru Domnul Isus Hristos. Am văzut și mâna da. Da, băieții la balcon care vă jucați pe telefoane, voi nu vreți să vă pocăiți. Da? Auzi asta, scenele astea le vezi în foarte multe evanghelizări. Nu asta se întâmplă la cinzecime. Uitați-vă care este lucrarea Duhului Sfânt în chemarea Evangheliei. Petru îl predică pe Domnul Iisus Hristos și își face treaba. De aici, de aici Duhul Sfânt nu se mai folosește de Petru. Este un punct în care Duhul Sfânt se folosește noi în predicarea Evangheliei. Nu o să vină el să facă treaba asta în locul nostru. Dar există un punct în care Duhul Sfânt ne împiedică să jefuim pe Dumnezeu de slavă, adică în convertirea credincioșilor. Este un punct în care Duhul Sfânt ne scoate pe linie moarte. Noi nu vrem să ieșim pe linie moartă. Noi vrem acolo la seceriș, Acolo unde să văd rezultatele, să împărțim cu Duhul Sfânt ceva. Să nu am folosit noi tehnicile care trebuie, am folosit noi notele care trebuie, am folosit noi manevrele. Știm noi, cunoaștem pe oameni cum să-i și se facă să decidă câți convertiți au fost azi. 3000, bravo Petru! Nu, Petru a predicat pe Hristos, s-a dat în spate și de acolo a fost lucrarea unilaterală a Duhului Sfânt. Asta s-a întâmplat aici. Asta s-a întâmplat. După ce au auzit ei aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă. Asta este lucrarea Duhului Sfânt. Nu a fost nicio presiune, ascultați-mă, nici un fel de presiune mentală, sentimentală, psihologică sau asupra voințelor din partea lui Petru. Nimic, zero. Noi aproape că nu ne putem imagina astăzi o asemenea evangelizare. De asta spun că este uitată lucrarea Duhului Sfânt, asta autentică. Aproape că nu ne putem imagina o asemenea evangelizare. Să se predice numai asta, să se predice numai Hristosul ăsta și să te oprești. Nu faci niciun fel de chemare. De ce? Pentru că avem noi în tulipul nostru un punct acolo care vorbește despre chemarea irezistibilă sau eficace, eficientă. Adică te dai în spate și ești sigur, te încrezi în Dumnezeu că El ia mesajul ăsta și îl aplică sufletul credinciosului, că luminează, că îl străpunge în inimă, da? E ca o țeapă care străpunge ceva și lasă o urmă, o rană pentru totdeauna acolo. Asta face Duhul Sunt deschide inima aia de piatră. În fapte 16 spune despre ideea că Domnul, despre că Domnul i-a deschis inima. A fost închisă cândva, dar acum i-a deschis-o, i deschis-o. Deschis au rămas străpuni și inima, asta este lucrarea Duhului Sfânt. Și au zis lui Petru și celorlalți apostoli, fraților ce să facem? Interesant. Nu Petru face chemare. Cine, cine întreabă aici? Cine pune? Cine face chemarea? și spun. Mă, stați o leacă! Nu termina slujba, că am și eu ceva de spus. Treaba nu e terminată. A, noi, noi suntem ăștia cu problema. Noi suntem cei care suntem vinovați. Noi suntem cei care l-am ignorat pe Isus. Noi suntem cei care am fost nebăsători. Noi suntem cei care am aruncat vina asupra lui. Noi suntem problema aici. Și noi suntem în afara lucrării lui Dumnezeu. Voi sunteți de noi, suntem în afară, ce se întâmplă cu noi? Ce să facem? Am înțeles ce spuneți voi? El e Hristosul, El e Mesia, El a murit, El a înviat, El e centrul planului Lui Dumnezeu. Vrem și noi să fim aici, da? Au fost străpunși de Duhul, sunt și ei întreabă. Citiți uh, evenimentul cu temnicerul, temnicerul din Filip, exact același lucru. Ce să fac ca să fiu mântuit? Știți ce a auzit? El a auzit cântând. A fostul acolo. Și n-a fost nevoie de nimic mai mult. A bătut Dumnezeu puțin ritmul, s-a făcut cu tremuri de pământ și lucrarea Duhului Sfânt s-a făcut complet acolo. N-a fost presiune, înțelegeți lucrul acesta, n-a fost presiune din partea oamenilor. N-a fost înțelepciune omenească, retorică omenească. N-au învățat să se aștia niște tehnici de manipulare, de adresare, de, de în, în cutiuța aia de sentimente a omului, să le gâdele cum trebuie ca omul să ia o decizie. Nu asta. Nu a fost asta. Și nici noi n-ar trebui să ne dorim așa ceva. Ar trebui să ne dorim nașteri din nou. Ar trebui să ne dorim inimi străpunse. Străpunse, pe mine nu mă interesează deciziile, să știți. Pe mine mă interesează ce sentiment a avut omul. Pe mine mă interesează dacă omul acela, și pe Dumnezeu îl interesează lucrurile, dacă omul acela a fost străpun în inimă de Duhul Sfânt. Că dacă nu a fost străpuns, ce folos dacă a luat o decizie, dacă el să ca acasă, ne mântui și ne născut din nou? Care e folosul? Să umplem adunele cu oameni care nu cunosc pe Dumnezeu? Să avem oameni pe care să-i botezăm, să facem poze, să trimitem la americani? Să primim sponsorizări? Să ne lăudăm în revistele cultelor sau ce? Care i miza, dacă nu înțeleg? Aici vorbim de destinele oamenilor. Aici vorbim de veșnicia oamenilor. Nu te putem juca cu lucrurile acestea. Uite că mulți se pot juca. Nu zic că oamenii, toți care fac lucrurile acestea, sunt nesinceri. Mulți sunt ignoranți. Dar faptul 2 este foarte clar. Fapte 3 este foarte clar, toate celelalte evenimente în care Dumnezeu lucrează cu putere sunt extraordinar de clare. Asta este o chemare a Evangheliei lucrată de Duhul Sfânt. Asta este o chemare lăuntrică, secretă, eficace, puternică, supranaturală. Nu vă săturați să vedeți lucruri naturale. Convertiri naturale, decizii naturale. Nu vreți să vedeți ceva de la 50. -me? Nu zic, mai vrem o cinzecime. Uite, asta e ce vreau eu. Și cred că asta e ce vreți și dumneavoastră. Fraților, ce să facem? Versetul 38. Interesant. Nu găsiți în Biblie. Alegeți astăzi cum vreți să slujiți. Luați o decizie pentru Domnul Isus. Ce spune Petru? Nici pe Petru nu îl interesau deciziile. Nu îl interesau deciziile. Știți câte decizii am luat și eu? Nu asta ne interesa pe Petru. Ce le interesa pe Petru? Sub această influență a Duhului Sfânt, Petru le dă unica soluție care este pocăința. Pocăința. Ăștia știau evreii ce înseamnă pocăința. Ce înseamnă întoarcerea la Dumnezeu. citit Iona, studiem evreiul, mă scuzați, io, celelalte cărți din Sfânta Scriptură. Toate cărțile profetice sunt o adresare clară către poporul lui Dumnezeu să se întoarcă la pocăință. Și Petru asta spune, asta predica predicat Domnul Iisus Hristos, asta predică Petru, asta predică Ioan, asta predică Pavel, asta predică toți ceilalți apostoli, să se întoarcă la Dumnezeu, să renunțe la viața lor fără Dumnezeu, la ideile lor, la ritualurile lor, la religia lor și să vină la Dumnezeu și să vină la Dumnezeu. Pocăiți-vă fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. O singură explicație aici. Unii zic, domnule, dă botezul iertarea păcatelor. Știți ce s-ar oamenii din versetul ăsta, ce sar să citească. Ce spune textul? Să fie botezat? Nu spune, spre iertarea, nu spune să fie botezat spre iertarea păcatelor. Cum spune? Au ce să aminte? Să fie botezat în numele lui Hristos spre iertarea păcatelor. Este o foarte mare diferență. E o diferență să spui botezat spre iertarea păcatelor. Asta te duce la o teologie ortodoxă, catolică sau altceva. Și alta este să spui botezat în numele Lui Iisus Hristos Spre iertarea păcatelor. M-ați înțeles ce vreau să spun? În El avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatului. Botezul, spălarea, da? Simbolul acesta, apei care spală, arată că în sângele Lui Isus Hristos, în al Domnului Isus, sunt și eu spălat de păcatele mele. În numele Lui avem iertarea păcatelor. Botezați în numele Lui Hristos spune iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Sfântului Duh. Foarte interesant. Și aici se leagă din nou numele Domnului Isus Hristos de Duhul Sfânt. Este Domnul Isus Hristos care ne dă iertarea păcatelor, care ne îndreptățește și apoi ne înzestrează cu Duhul lui Dumnezeu. Lucrurile acestea merg împreună. Pocăința și primirea Duhului sunt merg împreună. Nu există primirea Duhului Sfânt fără pocăință. Un om nepocăit care să primească Duhul sunt. Și un om care să fie lucrarea Duhului sunt manifestată fără ca omul acela să se pocăiască în mod continuu. Noi de asta ne pocăim în mod continuu. Pocăința în mod continuu, de la o parte barierele, păcatele din viața noastră, ca lucrarea Duhului Sfânt să se manifeste cu putere prin noi. Da? Să se manifeste cu foarte mare putere prin noi. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri, dar primirea Duhului și pentru toți cei ce sunt de departe acum, foarte interesant ce spuneți, auziți, în oricât de mare număr se vor decide pentru Domnul. Ei va... Nu-i cheamă Dumnezeu pe toți? Dacă îi cheamă Dumnezeu în tot, pe toți, înseamnă că promisiunea Duhului Sfânt este pentru toți. Nu e adevărat că este vorba despre o altfel de chemare aici. Se vede foarte clar în tot pasajul despre ce chemare este vorba aici. Deci o chemare puternică, da? Nu o chemare a Evangheliei exterioare, ci o chemare puternică lucrată de Duhul lui Dumnezeu. Și cu alte multe cuvinte îndemna, mărturisea și zicea, mântuiți-vă, separați-vă, da? nu se mântuiau ăștia singuri, mântuirea în sângele Domnului sus. separați-vă, mântuiți-vă, ăsta este sensul termenului din cu acestui neam tecălos. Uitați-vă la uh, ultimul semn al lucrării neglijate și uitate a Duhului Sfânt pe care vreau în seara aceasta să-l subliniez. Cei ce au primit propovăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea la numărul ucenicilor s-au adăugat aproape 3000 de suflete. Vedeți, botezul și biserica sunt legate împreună. Botezul nu mântuie, nu iartă, botezul este calea de intrare în părtășia unei biserici. Asta este botezul. Acum sper să nu se supere nimeni. Dacă tu ești din Honul lui, și te duci să te botezi la Beiuș la Pustan, n-ai înțeles nimic despre botez din Biblie. M-ați înțeles ce vreau să spunem? Dacă vrei să-i faci numărul acolo sau crezi că are el ceva putere magică ca să-ți dea, n-ai înțeles nimica din Biblie. Botezul este poarta de intrare în biserica locală. Acum că unul din Etiopia se botează pe drum și nu se botează la Ierusalim, e normal lucrul ăsta chiar el se duce în Etiopia și nu are biserică în care să intre. Probabil el e un întemeietor de biserică sau un plantator de biserică. Normal să se boteze așa. Dar tu care ești într-o adunare locală, ai crescut într-o adunare locală sau ai adunare locală sănătoasă care predică Evanghelia Domnului Isus, și te duci să te botezi nu știu unde, din nu știu ce rațiuni, dar vin toți oamenii de la marginea pământului să boteze într-un loc. Ce a păsfințit sfințită acolo sau ce se întâmplă? Care e problema? N-ai înțeles nimic despre teologia botezului. Ei s-au botezat și s-au adăugat la numărul acelor ucenici. Aproape 3000 de suflet, da? Asta este botezul. Vreau să fac parte din biserica asta, accept învățătura acestei biserici, mă supun autorității din biserica asta, vreau să fiu în legătura frățească a acestei biserici, da? Intru sub disciplina și disciplinarea acestei biserici, da? Și atunci mă botez în această biserică, nu în altă parte. Da? Și foarte interesant, după ce s-a botezat fără să spună nimănui, s-a botezat de capul lui și de sub autoritatea părinților a bisericii, da? să zice, vreau să fiu membru la noi. Du-te și fii membru unde te botezat. Du-te și te botezat pe coclauri, fii parte din biserica coclaurilor, dacă asta ai vrut. Înțelegeți? A, l-aș primi pe unul din ăsta, zice, măi, recunoaștem botezul ăsta. Dacă se pocăiește și își recunoaște răzvrătirea și prostia în care au fost, da, sigur că putem primi, nu niciun fel de problemă. Da? Bun. Care este practica bisericii? Care este efectul asupra bisericii a, efectul asupra bisericii în lucrarea Duhului sunt și lucrurile astea sunt neglijate. Auzi ce spune? Versetul 42 arată prioritățile bisericii. Ei stăruiau. Toți vor stăruință, stăruință. Uitați, domnule, stăruință. Prima stăruință pe care o făceau ei era în. Foarte interesant. Din cele patru priorități, rugăciunea e pusă ultima. Nu că e mai puțin importantă. Dar cum ne rugăm? După ce știm să ne rugăm? Ce știm să cerem lui Dumnezeu? Domnule, decât dacă avem o bază doctrinară corectă. Eu vă spun că a fost o perioadă în viața mea în care mă rugam cam de 10 ori mai mult decât acum. Dar mi-e groază să-mi aduc aminte ce rugăciuni făceam. Mă rugam o grămadă de prostii. Cu trecerea timpului n-am început să mă rog mai puțin. Am început să mă rog mai puțin prost. Mai puțin fără voia lui Dumnezeu. Mai puțin după capul meu. Mai puțin după ce îmi spuneau alții. Mai puțin după ce simțeam eu. Am început să mă rog mai mult după cuvântul lui Dumnezeu. Și eu nu vreau să descurajez rugăciunea, dar 5 minute după cuvântul lui Dumnezeu sunt mult mai eficiente decât 3 ore de urlat aiurea. Auzi ce spun? Sunt mult mai eficiente. Este o carte scrisă de un puritan care se numește așa, roagă Biblia. Roagă-te Biblia, că dacă nu te rogi pe voia lui Dumnezeu, poți să fii sigur că nu te ascultă Dumnezeu. Asta este, priori... Asta... Asta este prima prioritate pe care o stabilește Duhul Sfânt în biserica primară. Și în foarte multe adunări învățătura este pusă la urmă. Și și astăzi, nu? Muzica. Muzica, domnule. Avem muzică, avem tineri, avem viitor și avem speranță. Nu avem muzică, nu avem nimic. Mie nu -mi trebuie o asemenea adunare. În biserica primară, în biserica formată de Duhul Sfânt, nu de alte duhuri, de Duhul Sfânt, prioritatea numărul unu a fost învățătura apostolului. A doua prioritate a fost legătura frățească, părtășia. Asta face Duhul Sfânt. Unește biserica, da? Unește trupul Domnului Iisus Hristos. A treia prioritate a fost frângerea pâinii. Frângerea pâinii fiind Evanghelia vizibilă, predicată nouă, da? Frângerea pâinii și botezul, asta sunt. Îngropaș în viață împreună cu Domnul Iisus Hristos. Lucrarea Domnului Mântuitoare, asta e botezul. Frângerea pâinii asta este Evanghelia vizibilă, dată nouă, da? Evanghelia nouă ne este dată și verbal și vizibil prin aceste două simboluri, botezul și frângerea pâinii. Și în rugăciuni, și în rugăciuni. Versetul 43. Fiecare era plin de frică. Este aici un sentiment al prezenței lui Dumnezeu foarte puternic. Și ă, este aproape groază la un moment dat să te uiți cât ți penibil, ție de penibilul lor. Când te uiți la adunările care au live stream, da? Și le vezi pe Facebook sau în alte locuri, oamenii dorm în adunări, stau cu piciorul după cap, mestecă, se scarpină, se joacă pe telefoane, unii au să și cu Xbox acolo, alții dorm, le mai trebuie pernă și plavă. Domnule, o... dezastru! Nu există, știți ce lipsește? Nu există un sentiment, o reverență față de prezența lui Dumnezeu. Nu există lucrul acesta. Asta duce Duhul Sfânt. Asta duce Duhul Sfânt. Ne face să înțelegem cât de serioasă este treaba care se face în adunare. Fiecare era plin de frică. De ce, domnule, era o mare binecuvântare care le s-a dat? Se converteau atâți oameni. De ce erau plini de frică? Pentru că vedeau acolo lucrarea lui Dumnezeu. Era lucrarea lui Dumnezeu, nu era mână de om acolo. Nu era lucrătură de om acolo, nu era făcătură omenească. Prin apostol se făceau multe minuni și semeni. Prin apostol se făceau multe minuni și semeni. Da? Versetul 44. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate de obște, își vindeau o și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Deci ce s-a făcut lucrul acesta? Nu că s-a stabilit un fel de comunism în biserica primară. Ci Duhul Sfânt a sensibilizat pe fiecare frate și soră la nevoile celuilalt. Asta s-a întâmplat. Duhul Sfânt a stabilit o legătură frățească și mă durea că celălalt nu are. Mă deranja lucrul acesta. Și mă deranja într-o asemenea măsură încât eram gata să învând lucrurile de valoare și să-l ajut pe fratele meu și pe sora mea. Este inacceptabil ca într-o părtășie, ca într-o adunare, când unul sau altul este nevoie celălalt să fie dezinteresat. Fie că este vorba de nevoi spirituale, care sunt prioritate, cele mai importante, da? Prioritare. Fie că este, nevoie de, este vorba de nevoi fizice. Nu când îl vezi pe fratele tău într-o nevoie, Domnul să te binecuvânteze. Domnul binecuvântează prin tine. Amin. Versetul 46. Toți împreună erau, foarte important termenul ăsta, erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Este boala asta, nu știu de unde e, nu știu de la ce vine, ce e cu ea, nu știu de unde e. Dar este un semn al slăbirii lucrării Duhului Sfânt în adunări. Dimineața e plin, seara la un sfert. Ori dimineața e la un sfert și seara este plin. Nu mai vorbim de în timpul săptămânii. Vorbim de ziua care este pusă deoparte pentru biserică ca să se închine. Nu se duc duminica la muncă. Ce fac oamenii? S-a făcut somnul de frumusețe între adunări. Te-ai ai dormit. Vezi ce a făcut Duhul Sfânt? Le-a dat un sentiment profund, o înțelegere clară asupra necesității de a fi împreună, de a se închina împreună. Erau nelipsiți, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Și ce văd aici? Dumnezeu, creștinismul este o religie pe care, care îl aduce pe Dumnezeu în cele mai banale activități ale noastre. Ce este mai banal, mai obișnuit decât a mânca în fiecare zi, nu? Este obișnuit. Dimineața te-ai trezit, te duci și mănânci. La mează mănânci, seara mănânci. Fiecare cum și au făcut obiceiul, da? Dar cam așa sunt lucrurile, da? Și ce cu oamenii aceștia frângeau pâine acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Dumnezeu era prezent și acolo, da? În cele mai banale, obișnuite, Dumnezeu a intrat în cele mai banale și obișnuite activități ale zilei. Dumnezeu a intrat în rutina zilei. Altfel este viața în care Dumnezeu este prezent în rutina zilei. În greutățile zilei, da, în strofocările zilei, în necazurile zilei. Asta a fost biserica primară, a trăit cu Dumnezeu. Și curăție de inimă, da? Și-au păstrat curăția de inimă pe care Duhul Sfânt a lucrat-o în ei. Nu zice curăție exterioară, că dacă e curăție inimă, e și curăție exterioară. Este mai ușor ca o biserică să stabilească reguli decât să urmărească nașterea din nou a membrilor ei. Și curăția de inima membrilor ei este mult mai ușor. Am pus regulile, toată lumea le respectă, noi ne încadrăm, suntem ok. Biserica primară era o biserică în care Duhul să lucra, perpetua această curăție din mă. Versetul 47. Ei laudau pe Dumnezeu și erau plăcuți înaintea întregului norod. Este interesantă închinarea cum este legată de mărturia lor în afară. Este o mărturie extraordinară ca niște oameni care vin din lume să vadă biserica cum îl laudă pe Dumnezeu fără doar și poate își vor pune întrebări. Mă, de ce îl laudă ăștia oamenii ăștia pe Dumnezeu așa? Ce-i face să laude pe Dumnezeu așa? Și este lucrarea supranaturală a Duhului Sfânt. Că vedeți, chiar când s-a coborât Duhul Sfânt, ei măreau pe Dumnezeu. Vorbeau lucrurile minunate ale lui Dumnezeu. Și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiți. Domnul adăuga, nu ei adăugau. O asemenea biserică plină de Duhul Sfânt este o biserică care avea impact în societate. Este o biserică care avea efect în societate. Este o biserică care era productivă. Oare câți vor calea asta? Eu sunt ferm convins că Dumnezeu vrea să ne cuvinteze și adunarea aceasta și celelalte adunări adevărate sau sănătoase. Că apostate nu prea are ce să facă cu ele dacă le omoră deja Domnul, da? Sunt sigur de lucrul acesta. Însă cred că este necesar și este un eveniment în care ne-am putut aduce aminte de lucrul acesta și este necesar să ne readucem mereu aminte, să ne reîmprospătăm memoria cu a înțelege care este adevărata lucrarea Duhului sunt O recapitulare rapidă. Duhul lui Dumnezeu când se pogoare, Duhul lui Dumnezeu când umple, Duhul lui Dumnezeu când împuternicește, Duhul lui Dumnezeu când este prezent într-o comunitate, într-o adunare, dă o mărturie publică, puternică, ca în locul acesta. Apoi Duhul lui Dumnezeu ridică slujitori puternici, ca Apostolul Petru, da? care s-a sculat în picioare, a ridicat glasul, cu convingere, cu îndrăzneală, cu putere, a vestit Evanghelia, da? Apoi Duhul lui Dumnezeu ne face să avem o considerație specială față de cuvântul lui Dumnezeu, da? O aplecare asupra cuvântului Dumnezeu, o dragoste pentru cuvântul lui Dumnezeu, o cercetare a cuvântului lui Dumnezeu, ne apropie de cuvântul lui Dumnezeu. Nu ne depărtează de cuvântul lui Dumnezeu, Duhul Sfânt. Nu face Duhul Sfânt lucrul acesta. Acum spunea cineva, acum oamenii au mai multe experiențe și mai multe revelații de la Duhul Sfânt decât a avut Isaia, Ezechiel și toți profeții la un loc. Tu, au ăștia la revelații de te sperii dar mai puțin interes pentru cuvântul lui Dumnezeu. Și unii dintre ei sunt sinceri în prostia lor și spun, da, mă, dar lucrurile alea au fost pentru ei atunci. Ăștia măcar sunt sinceri în prostia lor și -o fac o teologie consecventă în prostia lor. Dar ar nu spun lucruri da, cu, cu Biblia, cu Biblia, cu Biblia. Dar cam fără Biblia, știți? Cam fără Biblia. Apoi, Duhul lui Dumnezeu îl ne atrage atenția, ne face să-l proclamăm, să-l avem pe Domnul Iisus Hristos în, 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 în atenție, da? O evangelizare biblică în care Domnul Iisus Hristos este predicat și nimic altceva. Hristosul biblic este predicat, da? Hristosul biblic este predicat. Apoi Duhul Sfânt care El cheamă, care El străpunge, care El luminează, că El deschide inimile. Asta este lucrarea Duhului Sfânt pe care eu o vreau. Asta este, asta este lucrarea după care eu o tânjesc. Asta este lucrarea pe care eu vreau să o văd. Este ceva ce nu putem manipula, nu putem făuri, nu putem manevra, dar asta este lucrarea autentică a Duhului Sfânt. Asta este lucru pentru care mă rog. Asta este ceea ce îmi doresc. Și știu că nu pot să pun niciun fel de presiune pe Dumnezeu ca să facă lucrul acesta, da? Duhul Sfânt străpunge inima, Duhul Sfânt produce pocăință în ei. Și apoi, de la versetul 41 până la final, să arată care este viața acestei biserici pline de Duhul Sfânt? Ce a efectuat? Ce a produs Duhul Sfânt în biserica primară? Într-adevăr, vedem într-un fel parcă lucruri obișnuite, nu? Ce am spus un nou în seara asta? Am știut despre pocăință, despre Hristos, despre evangelizare, despre străpungere inimii, despre a asupra Cuvântului Dumnezeu, despre a avea pe Hristos în centru, despre faptul că trebuie să avem o mărturie publică, legătura frățească, rugăciunea. Ce n-ați știut? Știm toate lucrurile astea, numai că sunt neglijate, știți? Dar astea sunt lucruri pe care Dumnezeu ne cere, ne le cere să le avem în vedere, să le avem înainte și astea sunt lucrurile prin care Duhul lui Dumnezeu binecuvintează. Astea sunt metodele Harului, astea sunt efectele adevăratei lucrări a Duhului Sunt. Eu personal îmi doresc în primul rând pentru noi ca să avem această lucrare a Duhului Sunt în viețile noastre și bineînțeles doresc lucrul acesta să-l văd în toate adunările Domnului Iisus Hristos din țara aceasta Amém.